veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Acest câmp al Evangheliei pleacă din biserica locală sau chiar din familie și se extinde până la marginile pământului. Amintiți-vă ce spunea Domnul Iisus apostolilor în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, după ce El a înviat și urma să fie înălțat la cer. Și voi veți primi o putere, căci pentru luptă trebuie putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă oamenii se pot lăuda cu expansiunea care a avut-o Imperiul Roman pornind de la o cetate, Roma, cei care cred în numele Domnului și în împărăția sa se pot lăuda cu mult mai mult, cu o expansiune pe care prorocul Daniel a văzut-o în capitolul 2 al cărții sale, cum dintr-o piatră desprinsă s-a făcut o împărăție mare care a cuprins tot pământul. Așa s-a extins și frontul acesta al Evangheliei, în Ierusalim, apoi sub opresiunea prigoanei din capitolul 8 din Faptele Apostolilor, frontul s-a extins în Samaria și spre marginea Imperiului Roman, urmând ca acum să cucerească marginile pământului. Chiar dacă frontul este deschis la Matei capitolul 10, atât de departe dus, totuși cel mai greu rămâne în jurul nostru. Spune Domnul Iisus aici de la versetul 34, să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ. Și opusul păcii este sabia, adică războiul. Domnul a venit să aducă războiul. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Atunci când ei, ceilalți, sunt de partea diavolului, și există un conflict, nu în sensul celor armate de astăzi, sau nu alte conflicte, nu al bătăii, ci un conflict spiritual. Asta nu îndeamnă ca să se separe oamenii, spune Pavel, atunci ar însemna să ieșim din lume. Dar acest conflict există, noi fiind sub împărăție, ceilalți oameni fiind dominați de o altă căpetenie și constituind o altă împărăție. Sub o altă expresie, descris la 2 Corinteni 11, războiul acesta pe întreg câmpul Evangheliei este format din totalitatea luptelor interioare. Noi în lecția precedentă aminteam lupta interioară care o are fiecare om înăuntru lui. Dar de fapt lupta în câmpul Evangheliei nu e altceva decât totalitatea luptelor interioare, la care trebuie să luăm și noi parte. Un adevărat războinic nu se va mulțumi să spună eu să câștig pentru mine și nu mă interesează că ceilalți mor sau ce se întâmplă cu ei. Spune 2 Corinteni 11 cu versetul 28 și 29, pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mai apasă grija pentru toate bisericile. Deci avem o grijă și față de ceilalți. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Deci să luăm parte la luptele interioare al celor de lângă noi. Vreau să amintim acum câteva domenii, și vom aminti 6 domenii, ale luptelor. În Iacov, capitolul 4, versete 1 și 2, ni se vorbește despre lupta poftelor reciproci. Este un conflict între oameni, pentru că o poftă din mine, acționată sub o ispită demonică, vrea ceva, și altă poftă din altul, din casa mea sau din jurul meu, acționată tot de o ispită demonică, vrea altceva sau vrea același lucru, și atunci este o rivalitate. Și scrie aici, de unde vin luptele și certurile între voi, bătăliile? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Și atunci recur la război și scrie, ucideți sau pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați. Sunt lupte între oameni pentru că poftesc. Și adăugăm 1 Corinteni 3 cu 3, astea, categoria aceasta de lupte n-ar trebui să ne caracterizeze. De frontul acesta ne-am putea scuti, pentru că tot lumea sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumea și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Un al doilea domeniu al luptei, lupta cu cei de afară. Scrie în 2 Corinteni 7 cu 5, Apostolul Pavel vorbind despre activitatea sa pe teren, am fost necăjiți în toate echipurile. De afară, lupte. Și au fost cu o intensitate
cu o frecvență mai mare sau mai mică, lupte cu cei de afară. Aminteam noi, cei de afară nu sunt vinovați, dar sub presiunea stăpânitorului veacului acestuia, ei se luptă împotriva noastră. Și adăugăm Corinteni, Roman 15, unde Pavel cerea ajutor în rugăciune, referitor la aceste lupte cu cei de afară. 15:30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Pe ce front, Pavele? Și el explică. Ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Pavel a avut de-a face cu cei de afară, nu cu cei din biserică acolo în Iudeea. N-a fost un conflict înăuntru bisericii. N-au probleme cu Petru, Iacov și cu ceilalți. Nu erau fracțiuni rivale în biserică. Fuseseră puțin mai în urmă, în fapte 15, când cu tăierea împrejur sau nu. Dar aici a avut de-a face cu cei de afară și cere ajutorul celor din Roma. Și a avut izbândă. Un alt domeniu, Evrei 10, lupta în suferințe. Și suferințele pot să fie de natură sufletească, pot să fie chiar de natură trupească, fizică, datorită lucrării din biserică. Diverse suferințe. Suferințe datorită lipsurilor. 10:32. Aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte era spus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Și spune cum au dus această luptă în suferințe. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avuție mai bună care dăinuiește. Au avut de suferit. Și adăugăm Apocalipsa capitolul 2, o profeție pentru vremea bisericii, pentru biserica din Smirna. Spune de la versetul 9 și 10 că are să sufere, dar nu doar aceștia au să suferi, a fost o vreme de prigoană. Dar uitați-vă acum puțin mai sus, în versetul 2 și 3. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi și că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Deci nu doar cei din timpul prigoanei au suferit, e adevărat, la ei a fost o suferință mai mare. Dar și cei din Efes au avut suferință. Chiar pentru faptul că n-au suferit pe unii care nu erau al Domnului și doar ziceau că sunt apostoli și erau mincinoși. Deci toate suferințele acestea fac parte și ele din lupta noastră. Un alt front, 1 Tesaloniceni capitolul 2, lupta pentru vestirea Evangheliei. Nu este ușor să deschizi un nou front. Scrie Apostolul Pavel de ceea ce el a întâmpinat. Deci 1 Tesaloniceni capitolul 2, versetele 1 și 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filip, unde deschiseseră frontul înainte și acolo au fost de suferit. Cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru și vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Fiecare nou front presupunea o nouă luptă. Și nu numai una, chiar mai multe. Adăugăm și din altă epistolă, Filipeni capitolul 2, scrie de la versetul 22 despre Timotei. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Apoi spune de la versetul 25 de Epafrodit, am socotit de trebuință să vi-l trimit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și strujitorul vostru pentru nevoile mele. Versetul 29, primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Dacă n-ar fi suferit și n-ar fi fost gata chiar viața să-și dăruiască cei care au dus Evanghelia mai departe, nu mergea Evanghelia mai departe. Dar au fost oameni care au acceptat să moară,
Au fost oameni care au acceptat să trăiască în lipsuri materiale, să trăiască în condiții improprii, să se chinuiască să învețe o limbă și să se trudească într-un fel sau altul. Că fără luptă, să lupte cu toate duhurile care stăpâneau zonele respective, nu merge Evanghelia mai departe. Apoi, lupta pentru păstrarea Evangheliei. Ce se întâmplă? Noi înaintăm cu frontul. Dar ca și într-un război, oarecare între țări, ele vor din nou să recucerească terenul pierdut. Satana practică și el aceeași metodă. Știți ce spune în Evanghelie? Că și chiar dacă a fost scos afară dintr-o zonă sau dintr-o casă, vrea să vină înapoi să o recucerească. Și încă vine cu întărituri. Și atunci se impune nevoia luptei pentru apărarea zonelor respective care au fost cucerite odată pentru Evanghelie. Și această luptă se numește lupta pentru apărarea Evangheliei. Citim în Iuda, capitolul 1, versetul 3. Aici nu scrie despre noi fronturi, ci despre păstrarea teritoriului cucerit. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Apoi, tot în Filipeni citim, capitolul 1, scrie Pavel despre el și Filipeni de la versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Și versetul 30, și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. S-a deschis lucrarea în Filip cu lupte și s-a păstrat cu lupte. Și un ultim domeniu al luptelor, lupta directă împotriva demonilor. Ei lucrează prin oameni, lucrează uneori direct înăuntru nostru, dar uneori ai de face direct cu ei. Citim în Efeseni, capitolul 6, pagina din stânga, versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorului, împotriva duhurilor. Și amintiți-vă de Domnul Iisus, deschidem la Luca, capitolul 4, cum uneori a avut de a lupta direct cu Satana sau direct cu duhurile. Asta este mai greu. Dar este și acesta un front. Acest front a fi pentru ofițeri, astea luptele, ceilalți pentru noi, pentru soldați, numai de nălălte, mai ieftine. Luca 4 cu 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul. Și uitați versetul 3, diavolul i-a zis. Versetul 5, diavolul a suit pe un munte înalt. Versetul 8, diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, o luptă directă cu Satana, cu duhurile. Și uitați-vă și pe pagina din dreapta, versetul 34, cum au strigat cu glas tare, ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret, ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a spus, taci și ieși afară din omul acesta. A vorbit direct cu duhul respectiv. Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Să privim acum la câteva acțiuni în luptă. Cum să acționăm pe câmpul Evangheliei? Și am notat 4 acțiuni. În primul rând, pregătirea pentru luptă. N-ar rost să ne avântăm dacă nu ne-a fost făcută o pregătire sau ne avântăm numai după pregătirea ce o avem. În Ezechiel, capitolul 13, Dumnezeu vorbea prin proroc despre un echipament care ar trebui să-l avem noi. Și acum amintiți-vă de tot ce am studiat până aici. Oricine s-ar lupta. Dar dacă nu suntem îmbrăcați cu tot ce am povestit noi, dacă nu suntem înarmați cu rugăciunea de care am vorbit, dacă nu avem în mână sabia aceea a cuvântului, lupta, imaginați-vă, știți ce a spus Goliat către David? El n-a știut de praștie. Și cum vin potriva mea așa cu toiege? Avea David și praștie, dar imaginați-vă dacă nu avea. Nu putem să ne batem așa cu mâna goală. Ezechiel 13 cu 5. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați încojurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua necaz, în ziua Domnului. Deci trebuiau niște pregătiri făcute, niște ziduri pregătite, niște întărituri, niște armături,
pregătită lupta dinainte, cu toate cele de care am vorbit la momentul potrivit. Deschideți în Psalmul 18, unde David spune, versetul 39, Tu mă încinci cu putere pentru luptă. Dumnezeu a spus lui Gedeon, du-te cu puterea care o ai. Dar știți că înainte de a porni la luptă a mai venit o doză de duh peste el și de putere? Tu mă încinci cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Și tot în Psalmul 144, scrie versetul 1, Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie. Asta înseamnă antrenament. Și amintiți-vă, David, câte războaie a avut. Și un pasaj din Noul Testament, din bătălia Bisericii Primare, Faptele Apostolilor, capitolul 4, cum au pregătit ei o luptă. Din la versetul 29. Urmau să se dea noi lupte. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Au fost pregătiți, împuterniciți și când au pornit la predică și la celelalte lucrări, Domnul le-a dat izbândă. O a doua acțiune de luptă, ordinul de luptă. Chiar dacă suntem pregătiți, pornim, amintiți-vă și deschidem la Numeri capitolul 10, când era Israel în pustie și Dumnezeu le-a spus chiar când vor avea război. Trebuia să se dea, și noi știm aceasta și din armată, un ordin pentru luptă. 10:9 Numeri, când veți merge la război în țara voastră împotriva vrășmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlve din trâmbițe, și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Trebuie să aibă loc o sunare din trâmbițe. Noi sunăm către Domnul că avem război să vină să-și lase ajutorul său, iar Dumnezeu, vom vedea noi, 2 Cronici 14, sună și El și El dă comanda pentru luptă. Și împreună cu oastea lui cerească trebuie să date bătăliile. 2 Cronici 14, una din bătăliile lui David, 1 Cronici 14, iertați-mă, 1 Cronici 14, de la versetul 8. Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit ca să-l caute. David a fost înștiințat de lucrul acesta și le-a ieșit înainte. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaimiților. David a întrebat pe Dumnezeu zicând, să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Și Domnul i-a zis, suie-te și îi voi da în mâinile tale. Apoi, versetul 14, după ce filistenii s-au răspândit din nou, David a întrebat iarăși pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis, să nu te sui după ei. Întoarce-te de la ei și merge asupra lor prin fața duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârful duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta ca să bată oastea filistenilor. Noi sunăm din trâmbițe să vină Domnul și să se adune frații și Domnul sună și El din văzduh și merge înaintea noastră. Și sabia lui Dumnezeu și apoi lui Gedeon, așa să dea Domnul să fie și astăzi. Amin. În Noul Testament aminteam noi un verset din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18, pentru că puțin diferă situația din Noul Testament și diferența nu-i doar în faptul că ei se băteau cu săbii și noi ne batem cu altceva, dar ei se băteau ca o națiune întreagă, noi ne luptăm ca o altă formă de grupare, de organizare. 1 Timotei 1 cu 18. Porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Prorociile, aminteam noi, acum amintesc doar întreagăt, sunt ordinul de luptă, alături de alte viziuni dumnezeiești sau alte forme de manifestare deasupra capacității noastre umane prin care primim poruncă de la Domnul să ne luptăm. O a treia acțiune, alianțe și conducere. Trebuie să fim uniți în luptă. Și uneori când sunt mai mulți se pune problema cine dă tonul și cine conduce lupta. Uitați ce scrie în Judecători, capitolul 1, versetul 3, atunci când poporul Israel a cucerit țara Canaanului. Ei erau împărțiți în 12 triburi. Fiecare era cu tribul lui. Știți că uneori s-au și împărțit.
Ei nu erau ca noi, o țară, ca noi o țară întreagă. De altfel și istoria țării noastre puțin ne ajută să înțelegem. Moldova cu a lor, țara românească, Valahia și Ardealul cu partea lor și Banatul și ei cu ceea ce spun ei. Spune în judecătorul 1 cu 3 și Iuda a zis fratelui său Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Aici s-au unit numai două seminții. Uneori s-au unit 12 seminții. Și în Biblie spune despre multe coaliții și noi știm din istorie. Deci în plan spiritual uneori se impune mai multe biserici, mai mulți oameni, mai mulți lucrători, familii, să se lupte împreună pentru un front. Tot în judecător 10 cu 18, poporul și căpetenile Galadului și-au zis unul către altul, cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Uneori este nevoie de omul care să înceapă bătălia, că după el este mai ușor. Știți, după ce David a pornit înainte, după ce Ionatan altădată a pornit înainte, s-a dus tot Israelul. Dar cine merge primul? Și în Nemia, capitolul 4, citim despre alianța lor la construirea zidurilor Ierusalimului și noi suntem o biserică care trebuie să funcționăm în unitate. Și era chiar duminică o vedenie care se potrivește acum să o spun. Era biserica legată cu, ca și cum ar fi cu un cerc, așa auriu, și a încercat vrăjmașul să o taie cu un firăstrău și nu a reușit. Și s-a încercat ca un topor și nu s-a reușit. Și încercase cu ceva mai sofisticat, cu o drujbă acum. Și spunea că acea unealtă sunt clevetirile și vorbirile de rău. Și cu asta își pusese de plan să dezbine, ca să nu fie frontul comun și să nu ne putem lupta împreună. Că diavolul, vedeți, și între țări, bagă o mică bâză între ele și nu mai luptă împreună. Dezbină și stăpânește. Dar este nevoie de coaliție. Chiar dacă ori mai fie diferență. Dar învățați dacă nu de altcineva de la satana, că el nu-i dezbinat împotriva lui, numai când fac ei așa câte o fentă de-a lor, așa ca un cal troian. Zic ei că nu sunt împreună ca să ne păcălească. Dar scopul lor e același. La turnul Babel știți ce uniți au fost. Și a trebuit Dumnezeu să-i dezbine el pentru o intervenție specială. Nimia 4 cu 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celorlalți popor. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșați și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Din ziua aceea, vestul 16, jumătate din oamenii mei lucrau și cealaltă jumătate era în armată cu sulițe. Dacă nu era unul care să comande Nemia, se zidea Ierusalimul, putea sta să dea vin la împărat, că el nu bea, că era pocăit, și ăștia l-a stătea fiecare la locul lui. Dar el a venit, s-a pus în fruntea lor și i-a organizat. Și împreună au muncit și au luptat și în 52 de zile s-a realizat. Și mai puteau sta 52 de săptămâni să se termine anul și tot așa rămânea. Pentru că nu era unit și nu era cine să dea tonul. Că așa ceva este nevoie la luptă. Și descris în Noul Testament, Galaten 2, să nu amintim doar de război vechi testamentale, că noi suntem în nou, dar vechiul de exemplu pentru noi. Galaten 2, știți, Pavel și cu Barnaba erau pe un front. Petru și Ioan rămăseseră acolo în capitală, am spune noi la Ierusalim, să țină, să reziste asediului. Spune Galaten 2, de la versetul 1, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit la urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovedesc eu între neamuri, în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Să nu ne luptăm unul într-o parte și altul într-alta, să ne luptăm toți la fel. Și spune de la versetul 7, ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netiați împrejur, versetul 9, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chipa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovedim noi la neamuri, iar ei la cei netiați împrejur. Și ne-au spus numai să avem grijă de cei care rămân în urma frontului, de săraci și chiar așa am și căutat să fac. Deci aceeași luptă, o coaliție sfântă. Un stat major avându-l în frunte pe Petru și alt pe Pavel. Dar ei aveau același comandant, care se numește Iisus, numele lui fie slăvit.
și ultima acțiune de luptă, asta nu ne aparține nouă. Intervenții direct dumnezeiești. Dumnezeu ajuta pe oameni. Spune David, îmi deprinde mâna la luptă. Îi făcea să tragă la țintă să nimerească exact. Îi făcea să știe pe unde să atace, să se fie pus la pândă. Dar pe lângă toate astea, în luptele astea, sunt intervenții fără mâna omului. Când direct Dumnezeu prin înger a intervenit. Amintiți-vă când a ucis într-o noapte 185.000. Eu știu ce visau evrei la ora aia. Nici nu știu dacă visau măcar că cineva luptă. Dar ei stăteau liniștiți. Și să amintim judecător 5, când iară s-a pus problema coaliției și cine conduce. Și Barak s-a temut și a fost nevoie de o Debora alături de el. 5, versetul 20. Din ceruri se luptau. De pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Există o luptă a viației lui Dumnezeu. Apoi, Psalmul 35:1. David dorește ca Domnul să participe și să se lupte pentru el. Noi ne rugăm Domnului să ne împuternicească, dar în același timp să nu pierdem din vedere că e nevoie să lupte și Domnul pe direct. Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă-Te Tu cu cei ce se luptă cu mine. Și din Noul Testament, vă amintesc, fără să mai citim, Fapte 12. Biserica se ruga pe de-o parte, dar îngerul s-a dus în temniță la Petru și a fost intervenția Domnului. Rugăciunea e o luptă, spuneam, dar a intervenit și îngerul pe direct. Și-a discuiat porțile și lacăte și i-a dormit și l-a trezit pe Petru și l-a scos afară. Dumnezeu uneori intervine direct pentru noi. După cum găsește El de cuvință, ne ajută pe noi sau direct rezolvă singur problema. Sunt două rezultate ale luptei în câmpul Evangheliei. Una sunt bătăliile și a doua biruința. Bătăliile, una aici, alta acolo, una astăzi, altă mâine și în final va fi biruința. Dar deodată sunt numai bătălii. Deschideți la 2 Samuel, capitolul 10. David, ca un războinic, enunță un principiu al războiului. Îi spune Ioab lui Abishai, dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vină ajutorul meu. Și dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. Fii tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru, pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Și întoarceți pagina, spune versetul 25. David a zis solului să-i spună lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, că sabia doboară când pe unul, când pe altul. Bate cetatea cu putere și dărâm-o. Și tu îmbărbătează-l. Știm de ce a pierdut puțin teren aici. Dar acesta e principiul războiului. Sabia doboară când pe unul, când pe altul. Dacă n-ai pus pe fază, te-a doborât. Dar asta înseamnă că anulăm războiul? Am pierdut o bătălie, dar începem alta. Și atunci e nevoie să fim îmbărbătați și să batem cetatea până o dărâmăm. Chiar dacă ei fuseseră puțin respinși mai încolo de cetate, n-au abandonat lupta. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care, dacă au pierdut o bătălie, să și piardă războiul. Războiul format din mai multe bătălii. Deschideți acum în Iosua, capitolul 7, și aici asistăm la o bătălie pierdută și după aceea una câștigată. Despre puțini oameni în Biblie se spune că au câștigat toate bătăliile. Și în istorie mai se mândrez românii cu unii care au câștigat nu știu câte războaie, dar înfrângeri au mai fost. Iosua, capitolul 7, versetul 5. Oamenii din Ai, acea cetate, le-au omorât celor din Israel aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Așa e. După ce pierzi câte o bătălie, zici că nu mai ești bun de nimic. Dar e bine că atunci ne zmerim. Ne pocăim atunci, nu mai ne credem cineva. Dar au abandonat să nu mai cucerească cetatea Ai dacă au pierdut o bătălie? Nu, au postit puțin, s-au rugat, au pus poporul la pândă și întoarcem pagina, spune în 8:24, după ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp și în pustie unde îi urmăriseră ei și după ce toți au fost trecuși în totul prin ascuțișul săbiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul săbiei. Unii inițial a fost o înfrângere datorită unui păcat, au reluat și au mai dat o nouă luptă,
și a fost biruință 100%. Rețineți acest aspect al bătăliilor și al neabandonării războiului. În Noul Testament avem o altă sabie a cuvântului. Și știți ce spune Domnul într-o împrejurare la ucenici și răspunde unul dintre ei? Luca 22:36. Cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Și în versetul 38, Doamne, au zis ei, iată aici două sabii. Și el le-a zis, destul. Hai să spiritualizăm puțin asta. Sunt două sabii în Biblie. Una aceea a Vechiului Testament, care s-au luptat ei, și mai e o sabie a Noului Testament, când e Biblia întreagă. Bietul Petru a trebuit să înțeleagă că s-a sfârșit era primei sabii și să o ia pe a doua. Dar el a mai dat o dată peste urechi la unul cu prima sabie. Când de fapt de atunci încoace schimbăm și îl atingem pe oameni peste urechi și înțepăm puțin la inimă. I-a înțepat pe câțiva în Fapte 2:37 cu tăișul săbiei până la inimă, i-a străpuns și le-a scos inima afară și a făcut o operație Dumnezeu prin Duhul. Deci de atunci s-a schimbat sistemul săbiilor și folosim sabia aceasta. La cealaltă nu avem dreptul, aia rămâne la îngeri. Domnul să ne ajute, suportăm cu biruința aceasta și să nu abandonăm războiul, chiar dacă am mai fost câte o înfrângere. Pentru că în final ne așteaptă biruința. În Isaia capitolul 8 scrie prorocul de la versetul 9, către neamuri, și noi putem spune către toate forțele întunericului, spirituale sau pământești, scoate strigăte de război cât voiți, cum spune cântarea, urle satana turbat. Căci tot veți fi zdrobiți, luați aminte, toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți, repetă. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele, luați la hotărât cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Pot să facă oamenii planuri și să se pregătească, dacă Dumnezeu e cu noi, soarta noastră sigură e biruința. Ce șanse avea Israel în Vechiul Testament, un popor de robi, să iasă dintr-un imperiu puternic ca Egiptul, să evadeze și să cucerească un teritoriu stăpânit de vreo 30 de împărății, care s-au coalizaseră împreună? Aveau vreo șansă omenește vorbind? Nu aveau nicio șansă. Dar s-a realizat? S-a realizat. Și pentru că nu i-au omorât pe câte unul dintre cananiți, le-a imputat Dumnezeu și i-au pățit-o rău, că nu au dus războiul până în ultima instanță. Spune în Deuteronom despre Israel și citim, că se potrivește și pentru Israelul spiritual, capitolul 3, de la versetul 18, exact cum aminteam noi, că ne luptăm și noi, dar se luptă și Domnul pe direct. Uitați exemplu celor două seminții și jumătate de răsărit, de la versetul 18. În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta. Domnul Dumnezeul nostru vă va da în mână țara aceasta ca să o stăpâniți. Voi toți cei buni de luptă să mergeți în armați înaintea copiilor lui Israel, numai femeile voastre și pruncii și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile pe care vi le-am dat, până ce Domnul vă va da odihnă și fraților voștri ca și vouă. Versetul 22, nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Și acum 21, așa să prindem puțin curaj și ei și noi. În vremea aceea am poruncit lui Iosua și le-am zis, ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împărați. Așa va face Domnul tuturor împăraților împotriva cărora veți merge. Moise a cucerit el doi împărați pe această țară Og și cealaltă împărăție despre care scrie în Numeri capitolul 32, despre bătălia care a avut loc, cele două, împărăția lui Sihon și împărăția lui Og, două a biruit Moise, să le arăte de exemplu, că dacă nu cucerea niciuna să-i spun mai la Iosua, Dumnezeu care ne-a adus până aici, vă duce pe voi în țara Canaanului. Și putea să-i spună Iosua, moșule Moise, vorbești, că tu ai venit în pustie și te-ai bătut până acum cu toiaje și cu șerpi. Dar uite ăștia-s cananiți, nu știu ce-a spus cele 10 îi scoade. Dar două bătălii le-a dat Domnul biruință în timp ce era Moise, ca ei să aibă exemplu. Noastră n-aveți ceva exemple, cum a dat Domnul bătălie prin urmă, înaintașii noștri. Cum au fost și alte biruințe înainte. Domnul ne dă și mai departe. Amin. Și încheiem, trecând la exemple apoi, cu Proverbe 21:31, acest aspect al biruinței. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei. Depinde, bătăliile după cum sunt cai. Dar biruința este a
Domnului. Amin, nu mai adăugăm nimic. Trecem la exemple. Și amintim câteva înfrângeri și câteva biruințe. Și fiecare poate să-și facă socoteala, știi? Atunci am fost înfrânt, altă dată am fost biruitori. În 1 Samuel, capitolul 4, avem o înfrângere a Israelului atunci când cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Și spune de la versetul 1 că au venit filistenii, versetul 2 s-au așezat în linie de bătaie și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Și așa ne întrebăm noi când pierdem câte o bătălie: pentru ce ne-a fi lăsat Domnul să ne bată filistenii cu dagona lor? Și au zis ei: haide să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor care șade între heruvim. Și au venit și cei doi preoți. Versetul 5, când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Rețineți, nu știu dacă s-a cutremurat pământul sau nu s-au avut ei impresia. S-a fi cutremurat, dar nu l-a cutremurat Domnul. A fost când Dumnezeu a dat izbândă și a cutremurat el pământul. Așa spune în Psalmul 18, când a chemat David pe Domnul, s-a cutremurat pământul, s-au mișcat temele lui, spune acolo. Aici este ca și când noi facem gălăgie și strigăm tare că Domnul e cu noi. Pardon, a fost preoții cu ei și chivotul, dar Domnul nu era în lăduța aia unde au zis că stă, că făceau alte probleme în casă. Și nu mai stă Domnul acolo în cutiuța lor. Poți să fii cu Biblia în mână, poți să strigi ori pe românește, ori pe alte limbi. Cât îți place, dacă nu ești cu întrebări, să spui că Domnul e dă biruință. Așa o iei la fugă și te lasă fără Biblie, ți-o ia încă. Ca și lăște de aici. Că bătălia trebuie să aibă toată armura de care am vorbit și adevărul și sfințenia. Erau ăștia încinși cu adevărul? Aveau ăștia platoșa neprihănirii pe ei? Ăștia au haine de corvar, Hofni și Fineas ăștia. Astea nu sunt permeabile împotriva glonților. De aceea, bătălie ca bătălie, strigă-te ca strigă-te, dar să fim în adevăr, ca să avem biruință, Dumnezeu să ne ajute. Că dacă nu mor și cei mari și cei mici și pierdem și chivotul, alții înfrânți, Psalmul 78, dintre cele 10 seminții rămase sub regatul de nord, cei care au rămas la cârmă au fost fiii lui Efraim. Ei și-au revendicat întâietatea. Și spune în 78:9, fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei. Dar, Doamne, de ce? Dacă au fost și înarmați, au avut și muniție și au apucat să tragă, de ce ne-a câștigat bătălia? Versetul 10, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voie să umble tocmai după legea lui. Dacă războaie fizice pe pământ le pierdeau când nu erau pocăiți, noi l-am câștigat cel spiritual dacă nu suntem pocăiți? Păi atunci îl puteau câștiga prin tehnica lor de luptă. Să admitem. Dar cred că nu este așa. Dacă un spiritual, avem șanse și mai scăzute. Și un alt caz, sau poate este chiar același, 2 Cronici 25, erau, spune Biblia aici, de la versetul 6, 100.000 de mercenari din Israel, tocmiți cu plata de amația împăratului Iuda. Și reține ce spune versetul 7 și 8, un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: împărate, să nu meargă cu tine oastea aceasta lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Dacă mergeți cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. De-am reține noi care facem alianțe cu mercenari din ăștia care se pricep în arta vorbirii și în arta cântatului, dar dacă ăștia nu-s pocăiți și dacă fac fapte de vitejie, Și se roagă și cântă și povestesc, că predică mai degrabă, spunem poveste decât predică, ca nimeni alții. Dacă nu-i Domnul cu ei, Domnul te poate face să cazi și n-ai nicio izbândă. Și se mai ia și ceva duhuri pe tine în loc să fugă. Și alții înfrânți, Noul Testament, Fapte 19, noi își discutăm lejer, dar dacă le punem în practică, biruim, iar dacă nu, nu. 19, de la versetul 13, niște exorciști iudei care umblau din loc în loc pe front, mișcări.
au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile rele. Ăștia s-au vrut să se lupte în câmpul Evangheliei pentru alții. Că nu cu satana din ei se luptau, vreau să se lupte cu satana din alții, s-au scoat afară. Zicând, vă jur pe Iisus. Zici ce formulă aveau și învățat pe care îl provodește Pavel. Să ieși afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 ficiuri al lui Șteva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul celor a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi? Cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit spiritual și fizic pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Rețineți? Le-a luat și hainele astea de pe ei și i-a mai și rănit cât de rău și pe din afară i-a lovit, da, pe dinăuntru. Pentru că n-au fost îmbrăcați cu puterea lui Dumnezeu. S-au dus și ei să bată. Dar să amintim acum 4 biruitori. Mai întâi Iosua, Exod 17. Înfrângerea lui Amalec. Uitați-vă doar peste text, de la versetul 8 la 16. Și îl cunoașteți. Moise, sprijinit de Aron și Hur pe munte, și Iosua conducea ostilitățile militare pe front. Când Moise ținea mâinile, Iosua biruia. Avea telefon mobil Iosua și îi spunea Moise, vei lasă mai încet, că am lăsat mâinile jos, a? Mai nu, asta e o chestiune în duh. Nu se vedea unul pe altul. Dar uitați-vă ce legături puternice se formează. Și avea biruință. Când era rugăciune. Auziți, Iosua era om al lui Dumnezeu, că de să ruga Moise pentru alții, putea să-l țină ridicat de la pământ cu mâinile în sus pe Moise. Și tot nu ieșea bătălie. Tot nu ar fi fost biruință. Dar erau toți oamenii lui Dumnezeu, se luptau după o comandă dată de Dumnezeu, după organizare fixată de Dumnezeu, se luptau în numele Domnului și în puterea Lui. După un sistem comandat, pregătit de Dumnezeu. Uitați-vă mai apoi în Iosua 1, Iosua a devenit un mare conducător militar. Și când aveți lupte, citiți cartea Iosua. Când aveți suferințe în Iov și așa mai departe. Luăm medicamente din Scriptură, după caz. Iosua 1, de la versetul 5. Auziți ce îi spune Dumnezeu. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine. Ce har! Cum am fost cu Moise? Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Întărește-te în bărbăția asta, că tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și în bărbăția asta, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Da. Ce legătură avea legea cu războiul? Păi da, că asta e sabia. Și e foarte important dacă putem noi reține. Să ne luptăm în comun. Ce ar fi câștigat Iosua singur? Spune, eu mă bat pentru mine și casa mea. Aia a fost un alt aspect. Dar el s-a luptat pentru țara întreagă. Și i-a unit. A făcut și cele 2 seminții și jumătate să vină să ajute. Și Moise le-a îndemnat. Și toate 12, sub conducerea lui Iosua, le spune la un moment dat, nu mai leneviți. Și împreună au câștigat bătălia. Uitați-vă în capitolul 6, una din bătălii. 6:6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul. Dar și ea, Hofni și Finea, se erau cu chivot, că poate de aici au avut ideea. Dar numai ideea au fost. 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de cort de berbeci înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea. Și știți, narațiunea acum au înconjurat-o 6 zile și a 7-a de 7 ori. Și spune versetul 16, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul va da cetatea în mâine. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, așa după cum știți că au fost biruitori. Gândiți-vă acum, ce bătălie trebuia să fie dată pentru Erihon, să fie, știu eu, să-i asedieze, poate vreo 2 ani, până își terminau proviziile din cetate. Dacă se apropiau de zid, trăgeau ăștia de pe zid și cât ucideau dintre ei. Da, ce ieftin ne-a spus Dumnezeu. Cum să câștige lupta? Mai târziu, în capitolul 10, ultimul exemplu de la Iosua, 10:7, Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteși. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei. Asta e important la război, să nu te temi. Căci îi dau în mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea în împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei că, știu eu, nu reușit satana lor să le dea de știre. După ce a mers toată noaptea de la Gilgal,
Domnul le-a pus în învășmășeală intervenția aia Domnului pe direct de care ziceam, dinaintea lui Israel, și Israel a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. I-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari. Până la Azeca și-au pierit. Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mari decât cei ce uciși cu sabia de copiii lui Israel. Ce pietre o fi coborât Dumnezeu peste ei? Și dacă oamenii erau în stare uneori să dea la țântă, da, dacă pietrele astea cădea tot în cap la câte una. Dumnezeu e în stare la odică. Asta e voia lui. Și uitați-vă finalul luptei, spune 25 verset, Iosua le-a zis, nu vă teme și nu vă spământați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora veți lupta. Cum? Chiar împotriva tuturor vrea Domnul să ne dea biruință? Da. Nu scrie așa în Efeseni 6 că trebuie să biruim totul, să rămânem în final în picioare? Nu-i prevăzut pentru noi să pierdem nicio bătălie, dacă o pierdem de lipsă de pregătire sau de comandă sau de lipsă de adevăr. Dar normal, noi suntem destinați să biruim tot. În Evanghelie a dat Domnul vreodată înapoi și a cerut scuze de la vreo legiune, de aia spune, vă rog, mă retrag, dincolo de Iordan, nu i-a scos pe ei, e evacuat. Și el conduce bătălia pentru biserică. Un alt exemplu, Ionatan, 1 Samuel 13. Ionatan nu este remarcat în Biblie numai pentru iubirea lui față de David. Este remarcat și pentru vitejia sa în război. 13:3. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Geba și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând să audă evrei lucrul acesta. Și uitați-vă de la capitolul 14, versetul 1. Într-o zi, Ionatan a zis tânărului care purta armele, vino și să pătundem până la straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Întoarcem pagina, versetul 6. Un principiu al lui Ionatan vis-a-vis de război. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic ca și printr-un număr mare. Știți, au pătruns, au omorât vreo 20 și finalul luptei e scris în versetul 23. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Betaven. Ideea, dacă Ionatan spunea, n-am sabie numai eu și tata, mare rost să ne apucăm, stăm liniștiți, le plătim dările. Dar a fost plin de acțiune de luptă și s-a soldat cu o înfrângere a filistenilor. Și fiind așa, dați puțin în urmă la 10:26, să vedeți de unde avea Ionatan duhul acesta de luptă, spiritul acesta războinic. Și Saul s-a dus acasă în Gibea și l-a dus la vatră. Ionatan a rămas printre cei concentrați permanent, însoțit de o parte din ostaș ar căror inimă o mișcase Dumnezeu. Inima noastră are o poziție de staționare, așa, de pace. Dar nu a venit încă împărăția păcii. Și atunci este nevoie Dumnezeu să ne o miște puțin, așa, pe direcția războiului. Pe direcția acțiunii și activității în numele Domnului, împotriva forțelor întunericului. Și uitați-vă ce cântă în 2 Samuel, capitolul 1, ce cântă acel cântăreț plăcut David despre cumnatul său și prietenul său Ionatan, 1:22. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai voinici, arcul lui Ionatan nu da înapoi niciodată. Ionatan a fost omul care nu a dat înapoi la război. Trecem deja în domeniul nostru spiritual, Ieremia 1, măcar că Ieremia trăiește în Vechiul Testament, a fost un războinic care a dus lupta cam ca și noi în Noul Testament. 1 cu versetul 17. Dar tu, măcar că era un copil, dar cred că ăsta a fost gradat de tânăr, încinge scoapsele, scoală-te și spune-le toți ce îți voi porunci. Tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă. Împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și a început el bătăliile de tânăr și uitați-vă acum în capitolul 15, parcă îi vine să spună, mă mai bat cu toți, stau și eu liniștit, mai prorocesc,
Uite câte probleme sunt, toți sunt împotriva mea, cumpărat cu preoți. Zice, la un moment dat, zice, parcă eu le fac rău la toți. Și de câte ori strâng, numai scandal și probleme. Și spune chiar versetul 18. Pentru ce mă ustură rana mea și nu mai contenește suferința mea? Avea lupte în suferință. Versetul 19, ce spune Dumnezeu, Ieremia, vino încoace pe front. De te vei lipi iarăși de mine, să luptăm amândoi. A cui e cauza? A lui Ieremia sau a Domnului? Păi era Domnul și a spus, vino lângă mine și eu cu tine. Sau altfel a spus, Ieremia, vino cu mine la război, că sunt singur. Vrei să mă bat numai eu? Întrebe măcar un om. Și dacă vei despărți ce este de preț de ceea ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Versetul 20, din nou te voi face pentru poporul acesta un zid tare de aramă, ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap și să te izbăvezi, zice Domnul. Amintiți-vă ce spune Domnul Iisus când veți fi duși în fața autorităților sau în alte probleme. Să nu faceți probleme. Ce răspundeți sau ce faceți? Acolo vă dau izbândă. Chiar împotriva împăraților, cum a fost programat și destinat Ieremia să se lupte. Și doar un verset 44 din Ieremia mai amintim. După câțiva zeci de ani de luptă, când dușmanii lui care s-au luptat împotriva lui au văzut că s-au luptat pentru o cauză oarbă și că au fost part templu și dus preoții în robie și nimiciți feciorii și fetele și n-a avut milă nici de mamă și nici de bătrân încărunțit și îngârbovit care se sprijinea în toiag, spune 44, acum iată te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le-ai ale mâinii, spune împăratul Babilonului și Nebuzaradan, căpetenia. Dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino cu mine și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți place să te duci. Cum s-a văzut o țară întreagă înfrântă. Și Ieremia a fost biruitor. Și i-a dat aici o permisie, Nebucadnețar. Hai că te-ai luptat destul. Ăștia au perit acum, i-am dus în robie puțină permisie. Și după am avut dat o bătălie și s-a dus și Ieremia pe front în Egipt, l-au târât. Dar Domnul a fost cu ea și a dat izbândă. Împotriva unei întregi țări. Un om. Dacă noi să rămână numai unul pe credință în țara asta, ar spune, deci să mai mă bat când toată țara este împotrivă? Unul să fie. Am avut un secretar, Baruch și Luneria. Sunt mai mulți și Ilie a crezut că e singur. Dar puțin față de numărul mare. Că este un principiu. Când scade neprihănirea, scade și numărul de luptători. Și ultim exemplu, Apostolul Pavel. Spune în Coloseni 1:29, iată la ce lucrez eu și mă lupt, după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inima, să fie uniți în dragoste, să capte toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și vă amintesc un caz, timpul se duce, din Faptele Apostolilor, fost citim capitolul 16. Îi spune Domnul Pavel, nu în Bitinia, nu în Asia, deschide un front în Europa. Și coboară în Filipi și începe bătălia de pe țărm, că doar de acolo începe continentul, nu? Și pe malul unei ape, acolo, începe și cucerește o mică cetate, știi? Avea de acum reprezentanța acolo, în casa Lidiei. Și de acolo frontul se întinde și Satana pune pe unul, încearcă să coalizeze cu ei. Spune, voi sunteți robile Dumnezeu, hai să facem pact împreună, că doar și noi tot din cer venim, ar spune Satana. Și spune Pavel, după câteva zile de necaz, face o pregătire spirituală, cred eu, primește comandă din partea Domnului și mustră acel duc și îl scoate afară. Nu știu unde s-a dus, dar au rămas să ia fără venituri. Ajunge în temniță. Ce face Pavel în temniță? Abandonează lupta? Începe acolo în temniță să tragă dinăuntru. Păi cum s-a cutremurat temnița? Păi a pus dinamită Pavel și cu Sila. Domnul, evident, prin ei, dar aveau trotil la ei. Și dintr-o dată explozie. Și din explozia aia nu au murit oamenii, că ei nu se luptau cu oameni, numai cu duhurile. Dar aceasta e voia lui Dumnezeu. Vreți să luptăm și noi de acum? O luptă sfântă, o luptă bună, în care un pocăit seamănă ca un războinic, pe care atunci când îl văd duhurile, se dau la o parte. Și Iisus este cel care a biruit. Și nici porții locuințe morților nu vor birui biserica, ci ea va fi biruitoare. Și va fi anihilată forța răului din univers, care e puternică, nu-i ușoară, dar noi o vom birui și vom domni cu Hristos pentru toată veșnicia. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.